Bun venit tuturor la acest eveniment dedicat memoriei ambasadorului Mihnea Constantinescu, prilejuit de lansarea ultimului volum, celui de-al treilea din trilogia Mihnea Constantinescu, emblematic România. Este o ocazie, în primul rând, pentru noi să ne amintim de Mihnea, așa cum îl știam toți, pentru că el era foarte generos, nu numai cu formula de adresare, ci și cu timpul și atenția sa. Și remarcabil era faptul că această atenție era acordată nu numai în relațiile interpares, ci în relațiile cu mulți dintre noi, care eram atunci la începutul carierei, și cu oricine îi cerea sfatul la un moment dat. Volumul pe care îl lansăm astăzi punctează repere din activitatea ambasadorului Mihnea Constantinescu în domeniul diplomației, repere care ne întrevăd contribuția consistentă pe care Mihnea Constantinescu a avut-o la modul în care România a relaționat cu realitățile lumii de atunci. Ce spun lumea de atunci și nu lumea de astăzi, pentru că sunt iată 4 ani de când, din păcate, ambasadorul Constantinescu ne-a părăsit și lumea s-a schimbat în moduri de puțin anticipate, dar în tot acest timp și în activitatea noastră viitoare avem această posibilitate de a ne întreba, atunci când suntem confruntați cu provocări noi, ce ar fi făcut Mihnea Constantinescu în această situație. Unele dintre motivele pentru care această întrebare funcționează atât de bine pentru mulți dintre noi, le găsiți între coperțile volumului pe care îl lansăm astăzi și sunt convins că vor apărea și în intervențiile invitaților noștri. Până atunci însă vă invităm să urmărim împreună un scurt film. În sus cu încredere, să pun întrebări și să dau răspunsuri sincere și drepte. Să respect valoarea integrității, onestității și a adevărului, să o explic la rândul meu altora. Ca oricare dintre tinerii români de dinainte de Revoluție, am fost educat să privesc aproape și să nu pun întrebări. Nu cred că am urmat educația de atunci. Am reușit să fac altfel, să îmi depășesc limitele și să fiu de folos. Șansa României stă în saltul pregătit prin iscusința celor ce înțeleg și respectă economia, a celor ce înțeleg și respectă legile și vocația noastră euroatlantică. Am credința că lecțiile de istorie învățate de națiunea noastră trebuie să treacă în aceste ore intense și astrale înaintea conjuncturii politice gălăgioase. Din succesul întâmplător și din izbânda ușoară se naște numai ambiția, spunea Zweig. Dar simpla ambiție fără viziune, fără competență, integritate și onestitate este pericolul ce amenință România mai mult decât orice altă conjunctură externă. Mulțumim colegilor! Deschidem seria intervențiilor de astăzi cu ministrul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, care de altfel semnează și contribuția introductivă la volumul pe care îl lansăm astăzi. Stimați colegi, dragi prieteni, de-a lungul celor 160 de ani de la înființarea Ministerului
afacerilor externe al României, pe care îi împlinim în acest an, puțin diplomați au scris istoria instituției noastre, rămânând fideli vocației și misiunii lor, așa cum a făcut-o Mihnea. Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici și salut acest efort remarcabil de cunoaștere a vieții și de cartografiere a activității și personalității lui Mihnea. Ziua de astăzi este simbolică în sine, pentru că Mihnea ar fi împlinit 61 de ani. Sunt convins că diplomația română, un domeniu încă perceput ca fiind mai degrabă închis, trebuie să fie cunoscută mai ales prin personalitățile care au pus umărul în diferite momente ale istoriei la desăvârșirea obiectivelor, ambițiilor și instrumentelor sale. Așa cum am scris în contribuția mea din acest volum, Mihnea a fost și este un model pentru noi toți, un om eficient, profesionist și patriot, dedicat țării sale. El ne-a arătat zi de zi că politica externă a României trebuie caracterizată de rigoare, eficiență, onestitate și stabilitate. Mihnea credea profund în aceste virtuți, care l-au caracterizat pe deplin și care au fost întrecute doar de empatia sa. Conștientizăm astăzi odată în plus că diplomația are o latură eminamentă umană, dincolo de aspectele tehnice în care suntem cufundați zi de zi. Mai mult decât un excepțional diplomat de carieră, Mihnea reprezintă unul dintre acele destine rare, a căror menire a fost să influențeze prin profesionalism, energie și dăruire întreaga construcție a unei diplomații naționale demne de secolul 21. Mihnea a contribuit substanțial în domenii prioritare ale politicii noastre externe, fiind implicat în majoritatea reușitelor diplomației române din ultimii 30 de ani, fie că vorbim de aderarea la NATO și Uniunea Europeană, dezvoltarea parteneriatului strategic cu Statele Unite sau de teme transversale, cum este creșterea profilului securității energetice în dinamica relațiilor noastre externe și combaterea antisemitismului. Calitățile profesionale ale lui Mihnea, pe care le știm cu toții, sunt invocate adesea, începând cu intuiția, care îi permitea să distingă ideile cu șanse reale de concretizare de cele mai mult sau mai puțin aparent nerealizabile. Continuând cu tenacitatea, manifestată în susținerea pe termen lung a proiectelor, cu excluderea încă din start a ideii abandonului, și terminând cu abilitatea de a transforma situațiile care sunt aparent pierdute în oportunități. Activitatea sa a stat sub acel deja cunoscut credo profesional și moral bazat pe predictibilitatea și coerența politicii externe. Pentru ca România să fie receptată dinspre exterior ca un partener credibil și pe care te poți baza. Îi suntem îndatorați lui Mihnea chiar și acum, pentru că a pus bazele alături de alți diplomați unei politici externe sănătoase și durabile, capabilă să asigure viitorul pe care țara noastră îl merită. Mă bucur mult că toate aceste lucruri au fost consemnate sub diverse forme în acest volum, drept mărturii venite din partea celor mai apropiați colaboratori ai lui Mihnea, la toate nivelele la care a lucrat. Îmi doresc acum să evidențiez și un alt element central al activității și caracterului său, poate mai puțin discutat în spațiu public, dar pe care foarte mulți dintre cei de aici, dacă nu cu toții, îl cunoaștem foarte bine, și anume caracterul formator. O evocare a personalității lui Mihnea nu poate fi completă fără a vorbi de influența sa pe cât de puternică, pe atât de benefică asupra generațiilor următoare. Despre statutul său de model profesional și moral pentru diplomații tineri. Despre vocația sa pedagogică, de coordonare și de mentorat, care și azi au ecouri în instituția noastră și în fiecare dintre noi. Relația sa cu generațiile mai tinere era bazată pe schimburi firești. Cei din jur intuindu-i fără greș disponibilitatea de a explica, de a oferi, de a împărtăși celorlalți din ceea ce știa el, din ceea ce cunoștea și putea, de a iniția către adevăruri descoperite de el și de a-i determina să-l urmeze pe drumuri deschise adesea tot de el, dar și să-i încurajeze să-i pună întrebări pentru bucuria de a răspunde. Talentul pedagogic al lui Mihnea era unul adaptat, am spune adaptat specificului diplomatic. Învățând de la el, cei din jur învățau nu numai ceea ce era de învățat, dar și cum să învețe și cum să învețe și pe alții. Discreția specifică profesiei noastre se reflectă și în pedagogia sa,
Avem de-a face cu o profesie care, într-o mare măsură, se deduce din expresii adesea cu mai multe sensuri, între care trebuie alese numai cele necesare în acel context. Iar Mihnea era perfect conștient de toate acestea. Diplomații mai puțin experimentați, care se instruiau aproape, că am putea spune, făceau practică în apropierea sa, urmăreau atent ce făcea Mihnea, mai bine spus, ceea ce nu pronunța în mod direct, ceea ce sugera, ceea ce transmitea, printre rânduri sau prin ceea ce făcea. Și poate că aceasta a fost una dintre cele mai prețioase dintre experiențele de natură profesională și umană pe care Mihnea le-a lăsat în urma sa. Învățarea diplomației în paralel cu aceea comportamentului, conduitei diplomatice și mai ales a conduitei umane. Și tot de la Mihnea ar trebui să reținem necesitatea unei adânci înțelegeri a naturii umane. Abilitatea de a înțelege ceea ce nu s-a spus impune pentru practicantul sau aspirantul la diplomație acea gândire rapidă, complexă, ordonată, orientată către proiect, către construcție și mai ales către rezultat, pe care Mihnea o căuta și o prețuia atât de mult la colegii mai tineri. Pentru el acest demers era ca un fel de garanție că în viitor nu doar că va avea partener de lucru și de discuții la nivelul propriei sale gândiri și intuiții, dar în același timp o garanție pentru construcția unei instituții. Dispariția prematură a lui Mihnea a lăsat un gol imens, nu numai pentru cei care l-au cunoscut și l-au prețuit, dar și pentru această instituție pe care o servim zi de zi și uneori chiar și noapte de noapte. Dar acest gol imens este umplut de ceea ce a lăsat în urmă. Mihnea este, așa cum s-a spus, pe bună dreptate, de neînlocuit. Însă această pierdere poate fi atenuată doar de strădania noastră, a colegilor săi, de a urma exemplu, de a se autoperfecționa spre a ajunge, în măsura în care se poate, la nivelul său, de a atinge nivelul de profesionalism și de umanitate pe care Mihnea l-a postulat prin propriul său exemplu. Nu vreau să închei fără a saluta dedicația cu care partenerii noștri de la Asociația Ambasador Mihnea Constantinescu îl omagiază. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Continuăm cu intervenția doamnei consilier prezidențial, Luminița Olivescu. Domnule ministru, dragi colegi, recunosc că sunt emoționată și mi-am adus aminte în drum spre Ministerul de Externe de ce făceam în 13 decembrie de ziua lui Mihnea, când îi plăcea cafeaua și spunea excepțional mănânc ciocolată neagră. Deci era un... plăcea cafeaua aia și ciocolata neagră. E foarte greu să vorbim despre Mihnea, dar cred că Mihnea este alături de noi, chiar dacă a plecat puțin departe, ca să spun așa, este alături de noi pentru că ne gândim și în orice momente dificile în viața noastră de diplomat, noi cei care am lucrat cu el, ne gândim ce ar fi făcut. Am învățat dintre diplomații care au învățat foarte mult de la Mihnea și cred că prezența dumneavoastră, a tuturor colegi din Ministerul de Externe astăzi aici și mesajele pe care le-am primit de la alți colegi care au lucrat, nu numai din Ministerul de Externe, din toată administrația românească, pentru această zi, sunt încă o dată o mărturie că a lăsat ceva în urmă. Domnul ministru a spus că el a fost un formator. Da, Mihnea a fost un formator și a crescut generații de diplomați cu modestie, cu atenție, cu foarte multă atenție, un ghidaj politic, tehnic. A fost alături de noi în momente dificile și este cel la care ne gândim, nu numai de data de 13 decembrie, ne gândim, aș spune, permanent, mai ales atunci când suntem confruntați cu situații dificile. Am învățat foarte mult și colegii stau mărturie pentru acest lucru. De aceea spunem că el este prezent, este alături de noi. Și cred că datoria noastră este într-adevăr să ducem mai departe ceea ce am învățat și să punem practic în slujba Ministerului de Externe ceea ce am învățat de la el și să formăm la rândul nostru
noi generații de diplomați, pentru că este o provocare și până la urmă acesta este cel mai important lucru. E emoționant să vorbim despre Mihnea, pentru că am trăit împreună alături de el situații extrem de dificile, dar să știți că întotdeauna avea un umor extrem de fin. Și asta ajuta să trecem prin aceste momente dificile. Umorul său, pentru cei care l-am cunoscut, care inclusiv înscris câteodată prin mail-urile și mesajele pe care le primeam ca răspuns, și cred că se poate, putem să confirmăm cu toții la 11 noaptea când încerca să ne răspundă la mail-uri, și înțelegeam foarte clar ce vrea să spună. Trebuie să ne aducem aminte și de acest umor, pentru că este foarte, foarte important în viața noastră diplomatică. Mihnea a fost cel care ne-a învățat ce înseamnă datoria, ce înseamnă să fim devotați idealului național până la urmă, cum să ne urmărim obiectivele. Cum a spus și domnul ministru, a fost parte a tuturor momentelor esențiale ale politicii noastre externe. Întotdeauna ne-a spus, trebuie lăsată ușa deschisă, chiar în cele mai dificile momente. Era un pro-atlantist convins, dar era un european convins. Am trecut prin perioade dificile în negocierile noastre din ultimii ani și întotdeauna spunea, calmăm, căutăm soluții, haideți să vedem ce putem să facem. Este ceea ce am învățat toții de la el. Deci n-aș vrea să... E dificil încă o dată să vorbim despre el, dar îl simțim prezent alături de noi. Și cum am spus, nu numai colegii din Ministerul de Externe. Am primit astăzi mesaje de la colegii din Ministerul Energiei. Deci, pentru că el, deci, pe lângă faptul că era un diplomat desăvârșit, cunoștea foarte bine dosarele tehnice și învăța alături de noi, nu numai în multiple domenii. Deci, pentru că atunci când aveam diverse chestiuni tehnice de reglat, stătea alături de noi, cot la cot, și învățam împreună. Deci știam că orice diplomat bun trebuie să aibă cunoștințe solide, tehnice. Și el ne-a învățat la rândul nostru, am învățat foarte multe. Am ajuns să-l cunosc, fiind primul atașat de energie al României, am învățat alături de el toate detaliile tehnice. Și a dus mai departe, practic, cred că asta e și... Ceva mă simt responsabilă să încerc să duc mai departe ceea ce am învățat de la Mihnea și toți aici acum. Convins că pot să subliniez acest lucru. Trebuie să ducem mai departe ceea ce am învățat de la Mihnea, de la omul Mihnea, de la diplomatul Mihnea, pentru că era un coleg, era un prieten, era numai diplomat și bun cunoscător al vieții diplomatice, era în primul rând colegul nostru și prietenul nostru. Mă opresc aici, pentru că cred că dacă cei care l-am cunoscut pe Mihnea ar fi zâmbit un pic dacă ne auzea și a zis, hai măi, da? Deci lăsați cu aceste chestii, hai să vedem ce avem de făcut. Deci această chestiune pe care întotdeauna spuneam 1, 2, 3, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, nu mai mult de 3, pierdem audiența. Deci hai să vedem ce avem de făcut. 1, 2, 3. Deci acesta era Mihnea și e în sufletele noastre. Și cred că, cum am spus, obligația noastră este să ducem mai departe ce am învățat de la el și ceea ce ne-a lăsat moștenire. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamne consilier prezidențial. Nimic din proiectele care îl amintesc pe Mihnea în acest cadru nu ar fi fost posibil, nu ar fi fost posibile fără contribuția asociației Mihnea Constantinescu, în numele fundației, dar și al familiei. Mă invit pe doamna Cora Stăvărescu să le spună câteva cuvinte. Domnule ministru, distinși și dragi invitați,
Sunt onorată să particip alături de dumneavoastră la această evocare a ambasadorului Mihnea Constantinescu. Ultima oară l-am sărbătorit pe Mihnea în familie, în urmă cu 5 ani. Azi ar fi împlinit 61 de ani. De aceea suntem astăzi aici, la Ministerul Afacerilor Externe, pentru a-l celebra și a consolida încrederea că spiritul lui Mihnea va dăinui peste ani prin moștenirea uriașă construită în cei 27 de ani în serviciul public. Ar fi nefiresc să adaug în fața dumneavoastră considerațiile mele în privința profesionalismului unchiului meu, deși știu că l-ar amuza teribil să audă cum eu, un boț de om pe care l-a văzut crescând de când nici nu era pe lumea aceasta, vorbește despre el în fața colegilor săi, alături de care și-a petrecut mare parte din viață. Doresc să vă mulțumesc cu această ocazie, domnule ministru, că în tot acest timp am reușit să fim parteneri în a-l ține aproape prin acțiunile pornite din suflet și recunoștință pentru tot ce a însemnat Mihnea Constantinescu pentru fiecare dintre noi. Și îndrăznesc să spun că fiecare dintre dumneavoastră, cei prezenți aici sau oriunde în lume, sunteți purtătorii și păstrătorii acestei moșteniri de credință. Într-o intervenție a sa, Mihnea afirma că a învățat de la unul dintre mentorii săi să privească sus cu încredere, să pună întrebări și să dea răspunsuri sincere și drepte, să respecte valoarea integrității, onestității și a adevărului și să explice la rândul său altora. Le recunoașteți. Acesta a fost Mihnea. Asociația Ambasador Mihnea Constantinescu a fost înființată având la bază tocmai profesiunea de credință a lui Mihnea. De aceea am inițiat această trilogie în care amintirile dumneavoastră personale despre munca și dăruirea lui Mihnea să fie punctul de plecare pentru alte mărturii și contribuții în memoria ambasadorului Mihnea Constantinescu. Odată cu lansarea de astăzi a volumului Diplomația, parte integrantă a trilogiei Mihnea Constantinescu, emblematic România, încheiem o idee, dar deschidem calea altora. Cele trei domenii de referință din activitatea ambasadorului Mihnea Constantinescu, diplomația energetică, memoria Holocaustului și diplomație, trebuie continuate și asumate în spiritul și esența voinței lui Mihnea. Am convingerea și confirmarea că aceste trei domenii de interes au fost, sunt și vor fi izvoare de inspirație și dezbatere pe agenda publică din România și nu numai. De aceea, vă îndemn și vă rog să sprijiniți în continuare Asociația Ambasador Mihnea Constantinescu cu ideile, proiectele, mărturiile și profesionalismul dumneavoastră. Fiindcă Mihnea merge mai departe, va inspira și alte generații de diplomați și specialiști aflați și dedicați slujirii interesului public. Vă mulțumesc, fiindcă suntem împreună, mulțumesc coordonatorilor celor trei volume, și mulțumesc Asociației Emblematic România pentru ajutorul și inițierea și coordonarea acestei trilogii. Apariția trilogiei a fost îngrijită din punct de vedere editorial de către doamna Camelia Botezatu, pe care o invit să ne spună câteva cuvinte. Această lucrare, a treia din trilogia Mihnea Constantinescu, emblematic România, încheie proiectul editorial și pot să spun, ascultându-vă, că am lucrat în cei trei pași, 1, 2, 3, diplomație energetică, memoria Holocaustului și diplomație, în ritmul lui Mihnea. Inițiativa publicării acestei trilogii substanțiale și cuprinzătoare aparține Asociației Mihnea Constantinescu și Asociației Emblematic România, dar s-a născut, zic eu, din dorul de Mihnea, dorul familiei, din nevoia de modele, de repere și nevoia de a le etala și a deschide practic panoplia emblematicilor pentru România. Pentru că Emblematic România are ca scop promovarea României în toate aspectele esențiale și identitare ale culturii sale prin valorificarea
moștenirii istorice relevante, dar și prin prezentarea aspectelor contemporane și a proiecțiilor în viitor. Conceptul aduce în prim plan repere semnificative, locuri, oameni, fapte, produse și obiective remarcabile, venind astfel în întâmpinarea, cum am spus, a nevoii de promovare unitară, reală și susținută a României, ținând cont de cum este privită România din exterior. Și ca ONG, cred că avem datoria de a veni în sprijinul instituțiilor cu tot ce putem face noi, tot ce putem aduna și ce vă putem pune la dispoziție în munca dumneavoastră de reprezentare la nivel înalt. Despre Mihnea s-a vorbit mult, toți știm cum era și de asta e o mare bucurie să deschidem panoplia cu el, cu numele lui. Și ne-am dorit foarte mult ca aceste lucrări să fie traduse, să poată fi folosite de noastră în ambasade, să poată fi dăruite, pentru că, până la urmă, emblematic România, Mihnea Constantinescu, emblematic România, este o temă și o deviză. Iar emblematic România, ca însemn, se poate constitui în recomandarea emblemelor, reunindu-le. Am gândit, pentru că editura Paideia, care s-a ocupat de aceste lucrări, le-a editat și le-a îngrijit, de 10 ani încoace se scoate lucrări sub această denumire, emblematic România, tot ce este mai bun despre România este sub această denumire, emblematic România, România fiind deja reprezentată la nivel înalt, la nivel de președinții, suntem în Biblioteca Vaticanului, peste tot unde am reprezentat cu onoare România, mă gândeam că datoria noastră, a tuturor, împreună ar trebui să ne gândim că trebuie să fim cu toții emblematici pentru România. Să ne gândim ce lăsăm în urmă, ce transmitem, ce mesaje dăm. Și atunci, dacă, conștientizăm lucrul ăsta, totul merge foarte bine, pentru că important este să fim împreună în acest demers de a promova România. Vă mulțumesc! Volumul pe care îl lansăm astăzi, dedicat contribuției lui Mihnea Constantinescu în domeniul diplomației, a fost coordonat de către colegul nostru Filon Morar, căruia îi mulțumim că a putut fi alături de noi astăzi venind de la Kiev și pe care îl rog să ne spună câteva. Mulțumesc frumos, Andrei. Într-adevăr, mă simt acasă. Sunt acasă. Acasă, prima mea întâlnire, cred, importantă în mai, a fost cu Mihnea Constantinescu. Cred că domnii seara îi datoresc faptul că am continuat și am rămas în Ministerul de Externe. Am încercat întotdeauna să păstrez o legătură cu Ministerul de Externe. Este o mare plăcere să văd atâția colegi, atâtea figuri pe care le cunosc din anii în care am lucrat în Ministerul de Externe. Mulți dintre dumneavoastră ați lucrat cu Mihnea Constantinescu, așa că ceea ce voi spune, practic, cred că o să doar o să găsească ecouri în inima și în mintea dumneavoastră. Se cuvine să mulțumesc din capul locului asociațiilor Mihnea Constantinescu, emblematic România, Corei și Cameliei, care m-au asociat în acest proiect care este mult mai larg, așa cum a spus, mai cuprinde încă două volume. Mulțumiri și editurii Paideia, care am înțeles că va scoate foarte curând încă un volum important dedicat doamnelor ambasador ale României. Trebuie să exprimăm recunoștință celor care arată recunoștință. Și nu în ultimul rând, evident, colegilor din Ministerul Afacerilor Externe, domnului ministru Aurescu, anfitrionul nostru astăzi.
doamnei Luminița Odobescu, Irinei Zidaru, Elenei Budeșu, Oliviei Toderean și altora care au sprijinit acest proiect cu convingere, generozitate și discreție. De asemenea, domnului premier Peter Roman, care a sprijinit de la început acest proiect, domnia s-a avut un rol hotărător atât alături de alți miniștri și premieri, mulți sunt contributori în acest volum, până a-l aduce și apoi menține și implica pe Mihnea în dimensiunea diplomației și politicii externe românești, a începuturilor, să ne aducem aminte, nu atât de calme din anii 90 și din ultimile trei decenii. Prezența dumneavoastră în sală, atât de numeroasă, este o expresie a recunoștinței față de Mihnea și este încurajatoare. Îi datorăm lui Mihnea mai mult decât recunoștința noastră, îi datorăm acțiunile noastre, faptele noastre. Sper că, citind rândurile din acest volum, vă veți convinge că suntem mulți care credem, ca și Mihnea, că vorbele noastre trebuie să reflecte faptele noastre, atât cele cotidiene cât și cele excepționale. În primul rând, pentru că știm cu toții că Mihnea a reprezentat arhetipul de diplomat, așa cum doamna Odobescu, domnul ministru Aurescu au spus înainte, de înalt funcționar public, dacă vreți, de public servant comilfo. De funcționar public, așa cum ne-am fi dorit acesta să fie atât la o conferință internațională, la o negociere la nivel înalt, dar și poate la ghișeul unei primării, sau în spatele unui computer redactând note de audiență, punctaje, ceea ce știm foarte bine că facem noi diplomații. Nu e surprinzător că aproape toți cei care au contribuit la acest volum au identificat aceleași calități definitorii la Mihnea. Competența, integritatea, cum se cădenia și profesionalismul. Și aceleași virtuți călăuzitoare în viață, decența, etica muncii și a responsabilității, modestia. Mihnea a practicat neobosit o etică a virtuților pusă în serviciul binelui comun. Cei ce a scris în acest volum au surprins atâtea ipostaze ale lui Mihnea, de mentor, de prieten, de coleg, de reformator, de vizionar, de integrator, de om care aducea împreună oameni și idei pentru scopuri mai înalte. Mi se amintește în acest volum, pe atâtea voci care converg spre același punct, că Mihnea îngemăna valori la o primă vedere contradictorii, dacă nu, aparent ireconciliabile. Mihnea era calm și dinamic, era blând, dar și ferm, gândea strategic, dar își găsea timp, așa cum au spus și alții, să fie atent și la oamenii din jur. Mihnea ne demonstra că prudența și curajul pot fi îmbinate pe calea cumpătării și echilibrului de care ne vorbeau vechii greci. Ne arăta că poți avea curajul ideilor, al opiniilor, al asumării responsabilităților, dar poți să fii în același timp prudent prin temperarea exaltării. Mihnea era rațional și empatic în același timp. Nu în ultimul rând, Mihnea ne-a arătat prin puterea exemplului său că se poate altfel. Că modelul dominant de management nu are de-a face și nu trebuie să aibă de-a face cu biciul tradițional al zapciului, ci cu puterea exemplului, cu persoasiunea, cu implicarea și responsabilizarea celor din jur, a tinerilor diplomați și a colegilor. Mihnea ne încuraja să aspirăm și să credem că se poate să fim mai buni, ca oameni și ca profesioniști. Ne dădea această încredere. Era marcat de simplitate, simplitate nu a spiritului, desigur, ci simplitate definită drept capacitate de a reduce lucrurile la nucleul lor, de concentrare pe ce e important, pe ce este strategic. Nu se pierdea în detalii, vedea întotdeauna miezul și îl interesa esența, se concentra pe ceea ce era mare. Și miza cea mare, într-adevăr, a fost, în toți aceștia, în transformarea democratică a României postcomuniste. Acesta nu a fost un traseu facil, așa cum știm mai bine puștii demnitari și funcționari publici, diplomați din ultimile decenii, așa cum știți foarte bine și noastră. Ancorarea în spațiul euroatlantic, reconectarea culturală și rădăcinarea instituțională în acest spațiu comun al bunăstării și siguranței ne apare poate cu atât mai mult drept miza reală pentru țara noastră, mai ales când vedem că la frontierele noastre, în Ucraina, astăzi, sunt chestionate radical fundamentele păcii și securității internaționale de după al doilea război mondial, frontierele, suveranitatea și integritatea teritorială a unui vecin.
Numai o Românie cu instituții eficiente și responsabile, instituții publice, partenere credibile ale societății și sfătuitoare de încredere ale politicului, este pregătită pentru provocările viitorului. Ambasadorul Mihnea Constantinescu știa asta, a lucrat alături de colegi de generație pentru o diplomație responsabilă și eficientă. Competența este atuul birocrației. Mihnea ne curajea realmente să fim schimbarea, să fim pregătiți și o făcea în felul său, discret, bun, cu înțelegere atât pentru potențialitățile altora, cât și cu înțelegerea limitărilor din jur. Înțelegea într-adevăr foarte bine natura umană și dinamica instituțiilor. Domnii premieri și miniștri Roman, Severin, Tăricianu, Pleșu, Joana Urescu ne reamintesc în acest forum, direct sau indirect, că anii 90 și anii 2000 au fost ani de cumpănă, ani de trudă, că tranziția noastră a fost non-liniară, mai degrabă convulsionată, dar și cu realizări și progrese indiscutabile. Rolul lui Mihnea a fost esențial în majoritatea dosarelor cheie din această perioadă și acest lucru ne amintesc și ambasadorii Odobescu, Motoc, Mazuru, Niculescu, doamna Elena Ștefoi, Adriana Stănescu, Traian Crista și alții. Prin Mihnea putem scrie practic o istorie a diplomației românești din ultimele 3 decenii de construcție postcomunistă. Acest volum, primăturile pe care le conține, este doar o mică contribuție pentru astfel de evocare necesară. Nu ducem lipsă de oameni inteligenți. Ceea ce trebuie să vedem poate mai mult este probabil acompanierea inteligenței cu înțelepciunea, dacă ultima nu este oare încoronarea primei. Inteligența este adesea rece, înțelepciunea nu poate fi decât caldă, iar Mihnea era cald, bun, generos și încrezător. Pentru mulți, Mihnea a reprezentat o stilistică a vieții trăită frumos, o etică a muncii și o estetică a relaționării, cu atenție la oameni și cu exigență în primul rând față de sine. A crezut într-o diplomație ancorată în valori, pusă în serviciul binelui comun. Mai pot fi, poate, spuse multe și se mai pot face multe. Am convingerea că echipa excelentă, din jurul domnului director Liciu, care ne delectează cu atâtea surprize plăcute activistice, ar putea fi un partener esențial în potențialele proiecte viitoare. Discursuri, note scrise sau susținute de Mihnea pot demonstra ceea ce spun și contributorii în acest volum. Și cu siguranță ar fi putut să fie mai mulți contributori în la acest volum. Și ceea ce probabil vor mai avea fără îndoială de spus atâția alții în atâtea alte volume, probabil. Probabil ceea ce spunem acum prin acest volum și vom spune, cred, și mai târziu, este simplu, Mihnea ne lipsește. Mulțumesc. Mulțumim, Phil. Încheiem seria intervențiilor cu colega noastră, doamna director general, Irina Zidar. Mulțumesc mult, domnule ministru, domnule consilier prezidențial, stimați colegi. O să mă abat un pic de la cele 3 lucruri. La noi, la afaceri strategice, mergem dincolo de triadă. Și am să încep prin a remarca câteva lucruri pe care antevorbitorii le-au spus deja. Practic, nu e domeniul și portofoliu al unui departament din Ministerul de Externe în care Mihnea să nu fi fost activ. Așa cum spunea domnul ministru, vorbim și evocăm acum un destin rar. Și așa cum spunea domnul ministru, la primul eveniment dedicat lui Mihnea Constantinescu în decembrie 2019, ceea ce ne-a învățat Mihnea în primul și în primul rând a fost să fim empatici și aș adăuga că Mihnea ne-a învățat să fim în acest fel, fără să ne o spună direct. Mihnea avea acest dar să te facă ceea ce un mare text din literatură spunea, proză fără să știi, să faci proză fără să știi. Într-adevăr, cine a trecut printr-o serie de conversații neprovocate, accidentale, în parcursul muncii cotidiene din Ministerul de Externe, a căpătat acest dar să facă proză fără să știe.
proză în această metaforă este, bineînțeles, lucru bine făcut. Am să punctez 4 lucruri, după cum v-am spus. Primul este atenția și exclusivitatea. E lucru pe care personal l-am învățat de la Mihnea și am învățat să-l dăruiesc, să-l acord. Aveai impresia că atunci când îi spui ceva, are ochi și urechi doar pentru tine. E un dat lucrul ăsta. Al doilea este simțul măsurii și discreția. E ceva ceea ce Mihnea, dincolo de faptul că avea și stăpânea, știa, era partea naturii lui, partea ființei lui, acționa în acest mod tot timpul. E vecin cu dozarea efortului acest lucru. Și ultimul lucru din seria celor trei, dedicația și puterea de a urmări un obiectiv. Ceea ce l-a făcut pe Mihnea să fie o persoană angajată în proiecte lungi, de anvergură, de durată, care necesitau ceea ce, din păcate, la noi lipsește și încercăm mereu să cultivăm și să facem să existe. N-am un cuvânt clar în limba română, așa că folosesc jargonul instituțional, follow-up. Și al patrulea lucru, care de fapt e legat de toate trei, este că Mihnea avea ceea ce se numește l'usage du monde, îl avea, îl folosea și ne-a învățat și pe mulți dintre noi să nu avem rețineri până îl folosi și n-a fi mândri de lucrul ăsta. O concluzie personală din lucru cu Mihnea și din parcursul lui instituțional și din ceea ce din discuții informale am reușit să-mi dau seama că este el, a fost fragilitatea și e un lucru care cred că se aplică atât a ceea ce avem, a ceea ce obținem și la ceea ce lucrăm noi să prezervăm. Ceea ce am câștigat, ceea ce am reușit să facem, sunt în general lucruri fragile, fie că vorbim despre meseria noastră, fie că vorbim despre viața noastră. Lucrurile despre care am vorbit și la care m-am referit, cred că rezumă un fapt și ceea ce trebuie să fie un om, dincolo de viața lui și activitatea lui Ministerul de Externe, și de ce nu, rezumă și spiritul sărbătorilor de care ne apropiem. Cu acestea, eu îmi închei intervenția și cred că trebuie să fim mereu, mereu concentrați, dincolo de tot soiul de fricțiuni și contradicții pe care inevitabil le aflăm și pe care trebuie să le depășim cu eleganță, urmărindu-ne, bineînțeles, obiectivul fiecare dintre noi. Cred că astea sunt lucruri la care trebuie să ne gândim mereu și slujindu-ne, slujim și lecția pe care ne-a dat-o Mihnea Constantinescu. Felicitări editurii, mulțumiri familiei și mulțumiri lui Mihnea, bineînțeles. Mulțumim pentru această intervenție finală și mulțumim tuturor celor care au putut fi astăzi alături de noi, atât în sala Gafencu, cât și în sistem de video, de teleconferință. Suntem convinși că sunt multe de adăugat și de spus despre Mihnea Constantinescu. Mulți dintre cei prezenți aici vor avea ocazia să o facă într-o discuție informală pe care o vom avea, pe care vă invit să o avem în holul care precede această sală, trecând, bineînțeles, pe la standul unde vă puteți intra în posesia volumului dedicat diplomației din trilogia emblematic România. Mulțumim frumos pentru participare!